Salutare, salutare, dragilor! Mă bucur în primul și în primul rând că am șansa ca acum împreună să ne conectăm și să schimbăm și două, trei opinii. Numele meu este Aresila Ghi și ce pot să vă spun mai multe inițial despre mine? Pot să spun, îmi place să mă recomand cel puțin, că provin din latura sportivă. Eu acum am 21 de ani și îmi place să spun că primii 17 ani am dedicat activ sportului, eu fiind și sportiv de performanță. Am practicat tenisul învățând din latura acestui sport importanța unei perseverențe active în orice ceea ce te-ar preocupa și te-ar pasiona pe tine. Și de 2 ani pot să spun că am luat calea laturii antreprenoriale dezvoltând mai multe tipuri de afaceri. Ce m-a motivat? O întrebare foarte bună, mulțumesc pentru ea. Pe mine mă motivează foarte mult în tot ceea ce am făcut până acum ideea libertății. Am identificat această libertate prin libertatea, pot să spun și de exprimare, libertatea de a face ceea ce mă pasionează, libertatea financiară și tot timpul am fost într-o căutare a unei deprinderi financiare, în primul și în primul rând, care să-mi ofere o libertate din ce în ce mai mare. Și acum fiecare identifică libertatea prin circumstanțe diferite. Cum văd eu, într-un fond subiectiv, această libertate, posibilitatea de a face ce vreau, când vreau, cu cine vreau, fără a deranja pe nimeni și mai mult decât atât să pot să inspire mai multe persoane să se bucure și ele de libertatea văzută prin filtrele lor. E bine, dragilor, ce aș recomanda eu unui tânăr, în primul și în primul rând, să se dezvolte, să investească în el cât de mult cu putință, și timp, și bani, și toate resursele pe care are. În dezvoltarea unor noi deprinderi, unor noi abilități, unor noi skill-uri, pentru că astăzi informația înseamnă putere. Și tot ceea ce am acumulat de-a lungul experienței și timpului acordat, alocat nouă dezvoltării noastre, noi putem să beneficiem și să-l fructificăm for long time. Și asta, din punctul meu de vedere, este cel mai de preț lucru. În al doilea rând, aș recomanda tuturor tinerilor să meargă cu mare încredere către pasiunea vieții lor. Găsiți-vă un job, o activitate pe care ați putea să o faceți 10, 12, 14 ore pe zi, zilnic, fără a câștiga bani inițial. Și e bine, dragilor, vreau să vă spun că asta este de fapt și pasiunea vieții voastre. În momentul în care ți-ai găsit o motivație și o pasiune, dă-mi voie să-ți spun că este jobul tău de vis. Găsește această motivație intrinsecă pentru dezvoltarea pasiunii tale și dăm voie să spun că ți-ai găsit jobul visurilor tale. Și e foarte important să fie nișat timpurilor pe care astăzi le trăim și să ne adaptăm tuturor factorilor externi cât și interni. Am identificat că mulți tineri își doresc practic ceea ce mi-am dorit și eu. Dă-mi voie să-ți spun ce mi-am dorit eu inițial. În primul și în primul rând, într-o nuanță subiectivă, aș putea să spun că mi-am dorit recunoaștere socială. În momentul în care am găsit o activitate care mă pasionează, în cercul intern am căutat o confirmare că ceea ce fac este bine. Și asta pot să identific în urma dezvoltării active, business-ul pe care eu astăzi îl am, construind echipe de tineri atât național cât și internațional, am identificat că nevoia recunoașterii sociale este foarte, foarte implementată în mentalitatea noastră. Ceea ce nu este un lucru neapărat rău. De asemenea, dragilor, tinerii își doresc și bani. Haideți să nu fim ipocriți, banii chiar contează. Își doresc bani sau ne dorim bani, ne dorim vacanțe, ne dorim lifestyle și aș putea să spun că eu, dorindu-mi aceste lucruri, am căutat activ și cum aș putea să fac bani prin aceste activități. Dă-mi voie să spun că chiar am găsit modelul de business care îmi permite să mă și distrez, dacă chiar să fac și bani, datorită acestui cumul. Și hai să vedem cum eu am reușit să am un lifestyle pe care mi l-am dorit de când mă știu. De 2 ani de zile de când am început să mă implic constant în dezvoltarea modelului de business pe care îl dezvolt, aș putea să spun, trăgând o linie, ca și factor psihologic, ceea ce pe mine m-a motivat, că în urma celor 8 luni de zile de activitate, aș putea să spun, am ajuns să câștig mai mulți bani decât câștigau părinții mei după 20 de ani de muncă. Și totuși iau un loc de muncă respectabil astăzi și asta pentru mine a fost un factor motivațional să mă implic și să mi se confirme că acest model de business funcționează tinerilor. Deja în 8 luni de zile, de asemenea, am reușit să calific și o mașină din partea companiei pentru care facem marketing și promovare, o mașină de peste 40.000 de euro și sincer să vă spun, părinții mei nu și-ar fi permis
să îmi ofere mie un tânăr la 20 de ani o asemenea mașină. Acum pot să vă spun că beneficiez deja de un lifestyle, de un venit mult satisfăcător. Mașina pe care o conduc, în urma colaborării pe care o am, deja mi-am deprins și două vacanțe din partea companiei și este un model de business care funcționează și a produs rezultat pe mai multe arii de dezvoltare, atât pentru tineri, cât și pentru tineri de mai multă vreme. E bine, ca și obiective pentru viitor, am învățat că de succes nu e bine să te bucuri singur. Și acum, marea majoritate a timpului și a resurselor pe care eu le am, le investesc cu mare încredere persoanelor care vor să se bucure de ceea ce eu astăzi mă bucur în această colaborare. Am început să mă implic activ cu mai mulți colaboratori, parteneri, atât pe partea națională cât și partea internațională în dezvoltarea acestei afaceri, prin realizarea obiectivelor lor. Zig Ziglar spunea foarte frumos, ajută-mi de ajuns de multe persoane să-și îndeplinească obiectivul, astfel tu te vei bucura de succesul tău. De asemenea, îmi doresc să fiu o reală contribuție în realizarea visurilor cât mai multor persoane. Am învățat că cel mai frumos cadou pe care poți să-l primești este să oferi necondiționat. E bine, în modelul nostru de business, ca și obiectiv pe viitor, este înștiințarea cât mai multor oameni, pregătirea lor în ceea ce facem noi. Modelul nostru de business fiind unul care se dezvoltă asemănător multinaționalelor. Tu poți să-ți francizezi propria ta afacere, să fii propriul tău owner, practic tu doar făcând partea de marketing și promovarea produselor pe care compania ți le oferă, construindu-ți propriul tău portofoliu de clienți, de consumatori, în urma căruia tu poți să-ți dezvolți și să-ți deprinzi noi surse de venit. De asemenea, extra bonusuri, precum ar fi mașini, vacanțe și tot ceea ce înseamnă parte de lifestyle. Ce îmi doresc pe viitor? E bine, o întrebare foarte frumoasă. În primul și în primul rând îmi doresc pentru mine și mai ales pentru ceilalți să fiu o reală contribuție în viața lor. Îmi doresc să ofer mai mult decât aș putea să primesc. Pentru că acest model de business mă și recompensează în urma acestui fapt. Cu cât voi ajuta mai multe persoane să-și îndeplinească obiectivul, cu atât scopul meu, măreț, va fi realizat în termen mare. De asemenea, îmi doresc ca toți tinerii din România și nu numai să fie fericiți. Să își deprindă surse de venit, să nu mai fie dependenți de părinți sau de alți factori externi. În momentul în care vor vrea să ia pe calea antreprenorială, să le oferim cât mai multe infrastructuri, parte de învățare, mediu propice, strategii de dezvoltare, de implementare în latura antreprenorială și mai ales în modelul nostru de business, în latura marketingului și promovării, pentru a beneficia de toate aceste skill-uri în dobândirea rezultatelor pe care ei și le doresc. Asta este cel mai mare obiectiv pe care aș putea să spun că l-am astăzi, de asemenea aș identifica fericirea cu împlinirea profesională. E bine, dragilor, pe mine mă găsiți în rețele sociale, atât pe Facebook, cât și în Instagram, Rare Silali, în curând și pe TikTok. Am un angajament puternic că vom dezvolta și acea platformă în latura asta antreprenorială și tactici de marketing și sales. De asemenea, printre doritorii care vor să afle mai multe informații concrete cu ce ne ocupăm, cum funcționează, care a fost procesul, care a fost prețul plătit pentru realizarea obiectivelor, vă aștept cu mare drag acolo și să ne vedem într-un număr cât de mare. E bine, dragilor, nu în ultimul rând, lăsați un comentariu aici să ne spuneți păreri, feedback-uri, experiențe pe care le-ați avut și voi, mai ales recomandări și, până la urmă, hai să ne vedem în comentarii, să discutăm pe mai multe teme, ceea ce v-ar interesa și pe voi.